La doar unde trebuie să facem o înghețată. Nu o să fie nimeni pro și... Adică în episodul 2. Asta doar v-am arătat. Fiindcă săptămâna viitoare... Andra, vrei să te ajut? Dragostită de un... Mamă, dar ce muzică? Mereu. Scuze, Andreea, dar e și că... o reclamă. N-are nimic. Andra, poți să te ajut? Nu. Bine, bine. Da, dar cât de mare naibii s-o ai, tu nu vezi! Așa e casa ala. Păi nu știu mai bine. Dacă ce-ți fac, uite așa. Da, să mă plimb pe aici, prin deșert. Ca din deșertul de să... Iară reclamă. A, bădră, hai să ne facem și mapa pe aici, știi de ce? Să cred că e vreo din aia, vreo minuță. Am terminat casa, acum dimineața e doar... Cineva? Am pus tică. Fiindcă așa trebuie. Da. Andrei, uite cât de mică e casa mea. Trebuie să o faci lângă mine, nu lângă... Bine, hai să o fac. O să te fac de nou. Să fie doi nopi. Nu, doi începători, fiindcă așa trebuie să spunem. Ca să am și eu mai mult spațiu, se poate așa... Bă, nu lângă mine, nici trebuie să o pui. Of, nu în fața mea, ci lângă. Vreau să fim față în față, așa că te-am primit. O să încheiem și episodul când o să termin eu casa. Andrei, ajută-mă! Și după aia o să facem o înghețată la episodul 2. Și la mine, și la ea. Fiindcă noi suntem gemene. Da. Andra, de ce a pus-o și pământ pe lângă casa mea? Pentru că ești cu proastă. Păi... Nu de aia. Dar pute că nu, eu nu prea pot să pun pământ. Bă, Andra, tu spărtești pământul. Ia reclamă. Hai să pun un pat în casă. Așa. Deci, cam atât a fost. Casa... Cam atât a fost, nu uitați să dați un like, un subscribe, noi am fost...
Andreea și eu, Ștefi. Apăsați pe like, pe subscribe și vă pupă gemenele.